Despre această mare sărbătoare voi discuta cu Octavian Moș în paroful Bisericii Întâmpinarea Domnului a USM. Bună seara, părinte, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara, Hristos s-a înălțat. Adevărat, s-a înălțat. Putem să ne salutăm așa de pe acum, înțeleg. Desigur, pentru că din seara zilei începe ziua liturgică sau de rugăciune. Acum am încheiat slujba cuvenită, de aceea ne putem saluta cu Hristos înălțat. Nu am știut, trebuie să recunosc, nu am știut acest lucru. Prin ce este deosebită, Părinte, sărbătoarea de mâine și care este mai exact semnificația ei? Sigur că semnificația este una foarte profundă, pentru că aduce alese bucurii fiecărui dintre noi. Este o sărbătoare mult râvnită și așteptată de către creștini, pentru că de după învierea Domnului, 40 de zile dânsul a fost în preajma noastră și acum are loc clipa înălțării sale la ceruri, o clipă mult dorită și așteptată, pentru că Dumnezeu nu ne părăsește, dar Dumnezeu este cel care ne trimite de fiecare dată pe Duhul Sfânt, astfel vom fi 10 zile în așteptarea Duminicii Mari sau acelei pogorământ pe care o face Dumnezeu asupra noastră tuturor. De ce sărbătoarea este marcată în fiecare an joia, la exact 40 de zile de la Paști? Ce spune Biblia? Pentru că exact în a 40-a zi Mântuitorul, în preajma ucenicilor săi, își ia acest mers spre ceruri și primim această binecuvântare cerească de atunci încoace. De aceea încercăm să retrăim această clipă a înălțării Mântuitorului, înțelegând că patria noastră este în ceruri, că viața pe pământ este trecătoare și cu toții ne pregătim pentru veșnicie. Ce se va întâmpla mâine în bisericile din țară? Ceea ce se întâmplă ca de fiecare dată în orice zi de sărbătoare, de rugăciune, oamenii de bună credință se adună la slujba liturgiei, participă și cer de la Dumnezeu tot ceea ce pot primi din mană cerească, prin har dumnezeiesc și desigur că cer ca Dumnezeu să se înalțe și în anul acesta către cer, iar înălțându-se să trimită pe Duhul Sfânt asupra noastră, asupra tuturor, iar ceea ce înălțăm în noi să fie auzit și bine primit în fața tronului ceresc. De ce și în această zi, Părinte, se mănâncă cozonac, pască și ouă roșii, întocmai ca la sărbătoarea sau ca la masa de Paști? Și de ce sărbătoarea mai poartă și numele de ispas? Da, într-adevăr, în tradiții locale, oamenii țin atât de mult la acest praznic, încât încearcă să dea aceeași intensitate, după cum am trăit-o și la Sfânta Înviere sau la Paști. Gospodinile au grijă și deja își au miniul său. Ori biserica se axează mai puțin pe partea aceasta a doua ce ține de casă și de bucate, dar vine cu încărcătura și cu binecuvântarea sau semnificația sa duhovnicească. Deși biserica încurajează de fiecare dată tot ceea ce este în concordanță și ceea ce amplifică sărbătoarea și nu știrbește din conținutul său duhovnicesc. De aceea unii se gătesc foarte minuțios încât vopsesc din nou ouăle, încearcă să împărtășească această bucurie cu toată lumea și în ultima vreme această sărbătoare, probabil ca o reminiscență a sărbătorii încă anticreștine, este o zi când ne amintim și de ce a dormit în veac într-o Domnul. În unele zone sunt comemorați eroii. Numele de ispas este unul contradictoriu și nu știm exact, pentru că unii îl traduc din slavonă, spunând că vine tocmai de la slavonescu, ce înseamnă ridicare sau urcuș. Alții spun că este un nume propriu a unui cioban care era în preajma acestui eveniment al înălțării și a adus această veste tuturor. Noi numim sărbătoarea înălțarea Domnului, iar cu referință la ispas, această este numită astfel în mediul popular, de către credincioșii de rând. Am înțeles, vă mulțumesc tare mult pentru acest... Da.